Mai bine de 10.000 de carduri pe care românii primeau vouchere sociale au fost deja blocate din cauza tentativelor de fraudă, anunță ministrul investițiilor și proiectelor europene. Conform știri de Cluj.ro, abia s-au distribuit cardurile sociale cu ajutoare de la stat și mulți români au încercat să le valorifice fraudulos. Unii au încercat să le vândă la un preț mai mic decât valoarea încărcată de stat, alții au vrut să achiziționeze produse care nu sunt în lista celor permise, respectiv alcool sau tutun, scrie Antena 3. Pentru că nu au respectat legea, cardurile pe care primeau ajutorul de la stat le-au fost imediat blocate. Potrivit ministrului investițiilor și proiectelor europene, mai bine de 10.000 de carduri pe care românii primeau vouchere sociale au fost deja blocate. Peste 10.000 de carduri sunt în momentul de față blocate, fie ca urmare a modului defectuos de folosire a lor, fie că sunt probleme de identitate a beneficiarilor de vouchere. Este o datorie a beneficiarului să înțeleagă că ele au fost date pentru a sprijini populația și pentru a nu face comerț cu ele, a precizat Marcel Boloș într-un comunicat, relatează știrile de Cluj.ro.